pachetul ăla. Venind pe drumul acesta plin de ierburi, spre acest loc, mă gândeam că acești tineri care au fost împușcați aici, veneau la fel cum am venit noi, dar cu ce gânduri, cu ce sentimente? Oare trăiau sentimente de ură, de împăcare, de mulțumire? Voi ce-ați simți știind că vă îndreptați spre finalul vieții voastre? Că nu puteți ocoli acest final. Și totuși ați fi ales drumul pe care l-au ales el. Și atunci se poate naște, firesc, întrebarea de ce? De ce acest lucru? De ce niște oameni tineri care aveau viața în față, care se puteau bucura de viață, care plecaseră dincolo de cortina de fier, care puteau clădi tot ceea ce sufletul și mintea lor putea s-o facă, au ales calea aceasta spinoasă, grea, o cale prin care doreau să demonstreze că țara lor merită să fie iubită, că țara lor merită să fie apărată și pentru aceasta nici o jertfă, nici măcar jertfa supremă, nu era prea mult. Mulți, foarte mulți din rezistența anticomunistă au ales acest drum. Au murit ei și au sacrificat familiile pentru a demonstra bolșevismului și ateismului că acest pământ, acest popor, nu acceptă nici ateismul, nici comunismul. De fapt, ele sunt parțial sinonime, aceste două cuvinte. Vă spun aceste lucruri pentru că aș dori, când plecați de aici, să nu plecați cu gândul că ați petrecut o zi destul de lungă, destul de obositoare, ați văzut niște lucruri care s-au întâmplat într-un timp foarte departe de voi, ați auzit despre drumul trist și destinul trist al unor oameni care nu știm de ce au ales acest drum și plecați puțin dezorientați, fără să înțelegeți mare lucru din ceea ce ați văzut. M-aș bucura foarte mult dacă v-ați gândi puțin, știu că vouă vă lipsește educația iubirii de țară. Dar nu pot să vă spun decât un lucru, că omul care nu aparține nimănui, deci nu aparține unei familii, nu aparține unei țări, țara este familia extinsă, nu aparține unui grup care să gândească la fel, pentru că nu puteam avea pretenția să gândim toți la fel, că ar fi o mare plictiseală. Dați seama, dacă noi am stat de vorbă și toți gândim la fel, nici nu mai e nevoie să stăm de vorbă. Nu? Că avem aceleași idei, știm ce va spune celălalt, nu are rost. Deci, dacă nu avem aceste repere, știți cum suntem? Ca un copac fără rădăcini, care nu poate trăi, care poate fi purtat de vânt, de cel mai neînsemnat vânt ca forță, oriunde pe lumea asta. Transportând acest lucru în plan uman, veți deveni niște ființe manipulabile. Oameni care nu vor gândi niciodată, nici cu mintea, nici cu sufletul lor. Vor gândi raportându-se la ceea ce este modern și vom ajunge
să spunem că noi suntem europeni sau galactici, Dumnezeu știe ce va mai fi peste 10 ani, cui vom mai aparține. Că e firesc să se iubească oamenii indiferent cu maimuța, cu pisica, bărbații între ei, femeile între ele, femei cu copii, bărbați cu copii, nu are importanță. Cum? Sfidând legile naturale și sfidând legile dumnezeiești. Aș putea să vă spun multe despre rezistența anticomunistă. Dar dacă ce ați văzut la Jilav a avut un impact asupra voastră, găsiți literatură de specialitate Hâsă Doi. Hâsă Doi. O să mă opresc doar la un aspect absolut înălțător, petrecut într-una din celulele din Casimcă. Le-ați văzut, acelea care erau zidite. Se afla într-o celulă Costache Oprișan, care era șeful tineretului legionar, Marcel Petrișor, profesor mai târziu, el era student, a fost arestat student, viitorul preot Gheorghe Calciu și un tânăr Iosif de Iosif. Costache Oprișan era bolnav de TBC, în ultimă fază, nici nu se mai putea da jos din pat, a avut un acces de tuse foarte urât și atunci Gheorghe Calciu, care fusese student la medicină când a fost arestat, și-a rupt efectiv vena ca să-i dea plasmă lui Costache Oprișan să-i mai prelungească puțin viața. Asta înseamnă dragoste față de aproapele tău, spirit de sacrificiu și extins dragoste de țară. V-aș ruga să reflectați la aceste lucruri, poate vă pot fi de ajutor. Iar despre eroii acestui neam, poate aici, pe acest loc, călcăm pe niște morminte. Iar în țara aceasta, peste tot, sunt morminte neștiute ale eroilor acestui neam, despre care voi nu știți, pentru că așa a decis onor conducerea acestei țări, ca să nu știți. Și îi mai ucidem o dată prin uitare. Nu lăsați. Veți fi tributari uitării. Nimic nu rămâne neplătit. Veți plăti uitarea voastră dacă vă veți însuși. Iar țara asta, copii, e a voastră. Încercați să o păstrați întreagă. Încercați să-i păstrați limba, care este de o frumusețe fantastică. Iubiți-o, nu plecați din ea. Ei au plecat și s-au întors și s-au întors să moară. Vouă nu vă cere nimeni acest sacrificiu suprem. Iubiți-vă țara și creșteți-o. Și creșteți-o odată cu voi. E datoria voastră sfântă. Vă mulțumesc că m-ați spus. Sunt multe de spus. Dar asta este. Vă mulțumesc, doamna Zoe. Maestră.